istorioară. Hristos a fost ca mine. Un misionar predica de multă vreme în mijlocul unor triburi păgâne foarte înapoiate. Trăind în mijlocul lor, sufletul lui era plin de milă față de starea lor mizerabilă și căzută și căuta să-i ajute în toate privințele și dorea să-i aducă și pe ei la cunoașterea lui Hristos. Dar în marea lor sărăcie mentală, ei nu puteau înțelege cum a fost Hristos și ce a făcut El pentru noi oamenii, deci și pentru ei. Misionarul se străduia cu toată puterea sufletului său să le spună cum este Hristos de bun, de iubitor, de plin de milă, de jertfitor. Oh, tot nu înțelegem, ziceau ei, cum să-L putem iubi când noi nu-L înțelegem? Hristos este ca mine, le-a răspuns misionarul, nemai știind cum să le zică. Oh, dacă Hristos este așa ca tine, i-au zis ei, plin de bucurie, noi atunci credem în El cu bucurie și îl primim în inima noastră. Ce îndrăzneață, dar și ce strălucită este o astfel de predică, de ne-ar ajuta Domnul ca viața noastră să fie într-adevăr ca viața Lui, cât de mult ar crede atunci în El prin noi. Sfinții Părinți spun, nu este un alt mijloc pentru primirea harului ascultării decât ascultarea. Nimic nu poate sfâșia trupul bisericii atât de mult ca nesupunerea, ca neascultarea și mândria, a spus Sfântul Ioan Gură de Aur. Iar Ava Isaia a zis, fugi de neascultare și de nesupunere, căci atunci te vei învrednici de slavă în vecii vecilor. În Triod, cântarea 4 spune, prin neascultare se risipește tot binele, iar prin ascultarea smerită se risipește tot răul. Părintele Iosif a zis, firea cea veche din noi se poate trezi în orice moment și poate răsturna totul. Dacă nu ținem firea noastră cea veche răstignită și pironită pe crucea Mântuitorului Hristos, atunci ușor se poate ridica împotriva mântuirii noastre și să ne-o piardă, căci firea cea veche este nesupusă și neascultătoare, nu putem birui decât răstignind-o lângă Domnul.